Bine v-am regăsit pe scara cuvintelor. Imediat după Revoluție, parte dintre cei care eram pe atunci adolescenți a fost martor a unui fenomen greu de trecut cu vederea. Pe tarabele metalice de petrotoare, alături de numărul mare de ziare, au fost expuse ostentativ câteva reviste de o calitate îndoielnică, pe coperțile cărora se lăfăiau nuduri de femeie. Lângă sau deasupra acestora Cuvântul sex, tipărit lăbărțat sau în mai multe culori, striga cu putere la toate frustrările sau tulburările noastre hormonale. După aproape un deceniu, în cadrul unui proiect în care aveam de analizat impactul pe care libertatea proaspăt cucerită o avusese asupra unor reviste de cultură, am observat, nu foarte surprins, că pe paginile unuia dintre primele numere ale revistei România Literară de după 1989 erau publicate intens și chiar violent nuduri de femeie, deși calitatea hârtiei și mai ales a imprimării tipografice lăsau mult de dorit. Faptul acesta poate părea ridicol astăzi, când seminudurile sunt expuse pe panourile enorme de pe marginea drumului, ca simbolic suport publicitar al unui produs. Dar atunci, după tensiunea pe care sistemul comunist a creat-o printr-o coerciție socială, vederea unui corp dezbrăcat expus în public semăna cu o grenadă aruncată în mijlocul drumului după ce i s-a scos cuiul. La câțiva ani după apariția acelor reviste ciudate, la care unii dintre noi, adolescenți fiind, aruncam ochiade râzând rușinați, au început să circule pe sub mână revistele și casetele video cu filme pornografice. Astfel de produse au ajuns la mine destul de târziu, însă vă mărturisesc, m-au supus din prima clipă. Și acum îmi amintesc primele imagini pornografice văzute pe ecranul televizorului. Tot ce a urmat după, de-a lungul la 25 de ani de tranziție, nu voi e necunoscut. Sunt convins. Odată cu accesul la tehnologie, pornografia a invadat imaginația adolescenților sau adolescentelor, tinerilor sau tinerelor, adulților și chiar și a celor mai în vârstă. Nașterea mediului virtual a făcut pornografia încă mai accesibilă. Sexul se vinde astăzi ca pâinea caldă și este omniprezent. Cel puțin atunci, după Revoluție, un nud de femeie provoca roșață în obraj. S-a întâmplat ceva, iată, un fenomen pe care teoreticienii îl numesc transgresiune. De la promovarea pudorii am ajuns aproape pe nesimțite la promovarea obscenului. Când ne gândim la pudoare, ne gândim la teama de a căuta sau vedea ceea ce e în spatele scenei, în intimitatea cuiva. Când ne gândim la obscen, ne gândim la scoaterea în evidență până la exhibiție a ceea ce este în spatele scenei, adică a ceea ce ține de intimitatea unui corp două aspecte esențiale sunt și vor rămâne tabuizate, sexul și moartea. Tehnologia încearcă din răsputeri să le stoarcă de mister, să le exhibe, să ni le vâre pe gât sub forma obscenului. În pornografie, corpurile devin obiecte de consum, mașini care imită plăcerea cu scopul unor câștiguri financiare fabuloase. Ceea ce face ca pornografia să fie un fenomen extrem de grav, este faptul că acolo, în pornografie, omul devine un simplu obiect. Omul devine ceva numai bun de consumat de către altcineva. Toți cei care privesc pornografia consumă oameni. Pornografia este un canibalism virtual care dă iluzia unei fericiri facile, derizorii și simulate. Este un fel de centru comercial în care clientul nu este stăpânul, ci sclavul. Asistăm astăzi la o dezvoltare a unei culturi a corpului. Sufletul a fost înlocuit de corp. Sondarea Sufletului nu mai interesează pe nimeni. Sondarea corpului a devenit centrul de interes al societății. Totul s-a sexualizat, totul s-a corporalizat, obscenul s-a instalat pe primul loc în noua ierarhie a valorilor. Vă amintiți că, imediat după cădere, Adam și Eva au trăit sentimente de jenă, atât unul față de celălalt, cât și amândoi față de Dumnezeu. Atunci când au realizat că sunt goi și s-au roșinat, ceea ce au înțeles a fost faptul că unul putea deveni mijlocul de împlinire sexuală a celuilalt, că unul îl putea consuma pe celălalt, îl putea folosi drept obiect pentru obținerea unor plăceri. Adam și Eva și-au ascuns goliciunea pentru că nu se mai priveau ca ființe complementare, binecuvântate cu o dimensiune sexuală, ci ca ființe egoiste, dotate cu organe sexuale. De atunci, mare lucru nu s-a schimbat. Așa cum am spus deja, trăim într-o societate în care corpul sexuat a luat locul sufletului, iar pornografia, locul în care corpul sexuat se desfășoară, a devenit Datorită mediului virtual, o industrie de peste 100 de miliarde de dolari. În aceste condiții, pe nimeni nu mai miră că vârsta la care tinerii își încep viața sexuală a ajuns la o cifră incredibil de scăzută: că partenerii sexuali se multiplică iminent, că abstinența premaritală este luată în derâdere, că dragostea este asociată a cuplării sexuale că virginitatea a devenit un fel de exemă a monstruozității, că masturbarea sau sexul oral nici măcar nu mai sunt considerate acte sexuale. Ce putem face pentru ca adolescenții noștri să nu își însușească astfel de obiceiuri sau concepții? George Barna consideră că generația aceasta de adolescenți este o generație mozaic și asta pentru că ei culeg fel de fel de informații din diverse surse, creându-și o imagine de tip mozaic despre adevăr. Or, Josh McDowell și Erin Davis cred că cea mai importantă armă de folosit pentru combaterea acestui adevăr compus din bucăți este o informație curată, serioasă, reală. Împreună, ei au scris o carte intitulată Necenzurat, 39 de întrebări despre sex, la care părinții tăi speră să nu fie nevoiți să-ți răspundă. A părută la editura Scritum în condiții grafice foarte bune, însă cu aceeași problemă pe care am mai semnalat-o într-o emisiune, și anume lipsa numelui celui sau celui care a tradus textul volumului. Așa cum spune și subtitlul, cartea se adresează adolescenților, și își propune să le dea răspunsuri la 39 de întrebări delicate sau foarte delicate. Prima, și poate cea mai interesantă dintre aceste întrebări, se referă la diferența dintre abstinență și puritate. Dacă abstinența este considerată de autor drept un obicei, ba chiar o regulă autoimpusă, în schimb, puritatea înseamnă să trăiești așa cum ai fost conceput de Dumnezeu să trăiești. Dumnezeu nu este împotriva sexului, de vreme ce l-a creat pe om cu o dimensiune sexuală. Dumnezeu este împotriva folosirii lui în scopuri egoiste, nedemne de o ființă creată după chipul și asemănarea lui. Scopul sexului este nu doar procrearea, ci și unitatea sau desfătarea. însă sexul își atinge aceste ultime două obiective numai în cadrul unei familii. Chiar și din punct de vedere statistic, s-a dovedit că satisfacția sexuală este mai mare în cadrul unei căsătorii monogame. Și această satisfacție crește în cazul partenerilor care nu au avut relații sexuale înainte de căsătorie. Așa zisa compatibilitate sexuală pe care o caută cei care fac sex premarital este doar un mit. De fapt, Sexul premarital nu face decât să distrugă compatibilitatea sexuală, fiindcă îi răpește farmecul, misterul, ba chiar legitimitatea. A înțelege rolul sexului, sunt de părere autorii, este imposibil fără a înțelege ce este cu adevărat dragostea. Ne înșelăm singuri atunci când credem că dragostea este un sentiment. Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Un sentiment nu poate fi poruncit. Nimeni nu îți poate porunci să-ți placă ceva ce nu-ți place. Dragostea, însă, nefiind un sentiment, se poate defini ca o succesiune de alegeri. Dragostea este un act de voință. Dragostea nu este sex. Atunci când e poruncită de Dumnezeu, Dragostea se raportează la nevoile noastre și ale celuilalt. Dumnezeu poruncește iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, împlinește nevoile celuilalt așa cum le împlinești pe ale tale. Adevărata dragoste, spun autorii, fără nicio excepție, va urmări întotdeauna binele celui pe care îl iubește. Prin urmare, dacă sexul este practicat doar în cadrul căsătoriei, este cel mai minunat mod de a avea grijă de nevoile fizice și emoționale ale partenerului. Întrebarea a șasea intră pe un teritoriu ceva mai tehnic. Aici aflăm că secretul plăcerii sexuale nu se ascunde între picioarele noastre, ci între urechile noastre. Creierul, însă, nu este suficient de dezvoltat pentru a face alegeri rapide și înțelepte decât după vârsta de 20 de ani. Iar domeniul emoțiilor nestăpânite este gestionat foarte târziu. Dumnezeu a creat sexul atât pentru plăcere cât și pentru unitate sau relaționare. Aceste scopuri sunt mentale, așadar recompensele sexului sunt de ordin mental, nu instinctual. Autorii explică felul în care sexul afectează memoria. Când treci prin trăiri puternice, cum este și trăirea din timpul unei experiențe sexuale, creierul eliberează așa-numita substanță a memoriei, norepinefrina ia te va face să nu uiți niciodată trăirea experimentată. Prin urmare, dacă înainte de căsătorie ai avut mai mulți parteneri sexuali după căsătorie vei duce în patrul matrimonial din cauza și prin intermediul memoriei tale toți acești parteneri sexuali. Așadar, toate experiențele sexuale avute anterior ne vor bântui indiferent cât timp se va fi scurs de la ele. Și nu e vorba doar despre experiențe sexuale cu un partener, ci și despre cele cauzate de vizionarea filmelor pornografice. O mare parte dintre întrebările și răspunsurile care urmează se ocupă de bolile cu transmitere sexuală. Statisticile sunt, în același timp, surprinzătoare și îngrozitoare. Este adevărat. Rezultatele au fost obținute ca urmare a unor studii făcute pe populația statelor unite ale Americii, însă cred că ar putea fi aplicate măcar parțial și pe teritoriul Europei sau chiar al Țării noastre. De obicei, atunci când ne gândim la bolile cu transmitere sexuală, ne gândim la SIDA, sifilis sau alte boli pe care le considerăm vindecabile. Aceste boli pot fi evitate dacă folosim prezervativul. Însă foarte puțini dintre noi știu de virusul uman papiloma. Infecția cu acest virus este incurabilă. Prezervativul este în general ineficient ca mijloc de protecție în fața acestui virus, iar boala care este asociată cu el este cancerul. Vă spuneam că statisticile sunt absolut îngrozitoare. În fiecare an, 6 milioane de oameni din întreaga lume sunt infectați cu acest virus. Adică 627 de oameni în fiecare oră și 19 oameni în fiecare minut. 80% dintre femei contractează acest virus până la 50 de ani. 70% dintre bărbații activi sexual îl vor contracta și ei. 50% dintre persoanele active sexuale au deja acest virus. 70% dintre femeile cu acest virus vor dezvolta celule precanceroase în colul uterin. 90% dintre cancerele de col uterin se datorează acestui virus, iar cancerul de col uterin ucide. Mai multe femei au murit din cauza acestui virus uman, papiloma, decât au murit din cauza virusului HIV, adică din cauza ceea ce numim SIDA. Mai departe, unul dintre adolescenți cu o viață sexuală activă se va alege la sfârșitul liceului cu o boală cu transmitere sexuală. Foarte interesant este că, în cazul unei adolescente, colul uterin este cu 80% mai vulnerabil în fața bolilor decât colul uterin al unei femei trecute de 25 de ani. Și asta pentru că, până la 25 de ani, celulele vulnerabile, dispuse de-a lungul calanului cervical, vor fi încet, încet acoperite de celule mai rezistente în fața virusilor. Mai multe detalii tehnice, nu foarte complicate, găsiți în carte. Cu privire la sexul neprotejat, lumea susține că acesta înseamnă libertate. Autorii arată, prin intermediul statisticilor, că sexul protejat nu te protejează. Bunăoară, așa cum spuneam, virusul uman, papiloma, cauzator de cancer, se transmite chiar dacă partenerul de sex masculin folosește un prezervativ. Adevărata protecție sexuală se obține doar în cadrul în care a gândit Dumnezeu practicarea sexului, în cadrul căsătoriei. Poate că, la prima vedere, pare că ne jucăm acum și plătim mai târziu. Putem fi siguri că vom plăti, spun autorii, dar vom plăti atunci când apar simptomele, iar atunci prețul va fi imens, de nu total. Dați-mi voie să vă delectez cu alte statistici. Adolescentele cu viață sexuală activă sunt cu atenție: 300% mai predispuse la suicid decât adolescentele virgine. Adolescenții activi sunt cu 700% mai predispuși la suicid decât adolescenții care practică abstinența. Peste 14% dintre adolescentele active sexual. Au încercat în ultimul an să se sinucidă. Înțelegem din ceea ce spun autorii că există adolescenți care practică sexul oral și anal pentru a-și păstra virginitatea. Problema e că virginitatea nu are legătură cu o barieră organică, ci cu reacția biochimică a creierului. Cu alte cuvinte, chiar și în cazul sexului oral sau anal, organismul știe că este vorba despre sex. Creierul știe că este vorba despre sex și eliberează substanța memoriei. Inima știe că este implicat sexul. Deci, și aceste două forme reprezintă sex. O infectare orală cu virusul uman, papiloma, te face cu 3200% mai predispus la cancer oral. În 2007, 73% din cancerele orale au fost asociate cu acest virus și, deci, cu sexul oral. Cartea acestor doi autori, Josh McDowell și Erin Davis, are meritul de a arăta pe față ce se întâmplă atunci când o binecuvântare este transformată în blestem. Roade în interior, nevăzut și fatal, asemenea unui vierme. Provoacă tragedii negândite, dureri insuportabile, frânge relații, caractere, aruncă la groapa de gunoi destine, vieți construite cu migală. Dumnezeu nu a creat sexul ca să-și râde de noi, ci pentru a exprima, cum frumos spun autorii, într-un mod minunat intimitatea care leagă un cuplu împreună pentru întreaga viață. Noi nu suntem niște animale care nu își pot controla impulsurile. Suntem ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, gata de a fi umplute cu Duhul Sfânt, care rodește în noi stăpânirea de sine și răbdarea. În această capacitate de a-l primi pe Dumnezeu în corpul nostru, în noi, se întrevede o lumină, o speranță. Chiar dacă am transformat binecuvântarea în blestem, sexualitatea în organe sexuale, unitatea în haos, prin sângele lui Isus Hristos avem posibilitatea de a primi iertarea și de a fi reabilitați din punct de vedere spiritual acesta este cel de-al doilea merit al cărții. Faptul că insistă mult pe funcția salutara a sângelui lui Hristos, semnalând de asemenea și cadrul în care reabilitarea poate fi păstrată, comunitatea eclezială în care putem veghea unii asupra altora. În comunitatea creștină, adolescenții care vor să-și păstreze puritatea sunt invitați să-și găsească mentori cărora să le dea socoteală, să-și stabilească mereu limite atunci când își întâlnesc viitorii soți, să-și scrie deciziile pe o hârtie pe care să o țină mereu la vedere, să se roage, să nu stârnească dragostea fără a fi siguri că merg mai departe, să-și facă cunoscute valorile și să nu aibă relații cu cei sau cele care nu împărtășesc aceste valori, să-și planifice întâlnirile și să le facă părinților lor cunoștință cu cei sau cele cu care se întâlnesc. Și nu în ultimul rând, să evite consumul de alcool și droguri și să-și păzească ochii. Chiar la început v-am avertizat asupra pericolelor la care vă supuneți atunci când intrați în contact cu pornografia. V-am mărturisit că eu însumi am fost supus ei. Lupta cu această dependență rămâne acerbă, iar victoriile nu pot fi câștigate de unul singur. Dacă cineva din anturajul vostru susține că masturbarea, ca rezultat al vizionării materialelor pornografice, nu este sex, să știți că minte, masturbarea creează aceeași reacție fizică precum actul sexual. Ea se naște din poftă sexuală și este un act sexual fără intimitate. Industria pornografică, cea care, așa cum spuneam, depășește suma de 100 de miliarde de dolari mizează pe pofta sexuală și pe satisfacerea ei prin masturbare. La fel ca în cazul multiplilor parteneri sexuali, actorii și actrițele din materiale pornografice vă vor invada patul matrimonial. Știu că adolescenții duc o luptă grea cu acest viciu, însă acestora Josh McDowell le cere să-și înțeleagă locul în creație, să înțeleagă faptul că nu sunt niște animale care nu se pot controla ci sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Le cere să-și recunoască păcatul, le cere să petreacă timp în trupul lui Hristos printre ceilalți adolescenți din biserică, discutând despre tentații și cerând ajutorul. Le cere să elimine sursa tentației sau să fugă de ea. Și mai ales, le cere să nu uite ce spune Pavel în Filipeni. Pot totul în Hristos care mă întărește. Așa să fie.